Dinamo a jucat cu Schnecker pe spate. Deci pe spate era numărul și Schnecker. În momentul în care o pisică neagră îmi taie calea, fac, chiar dacă sunt în mașină, fac trei așa. Pași. Duc trei pași înapoi. Păc, păc, păc. Am chestia asta cu, cu pisica neagră. Am curățat WC-uri la metrou la Paris. Și luam un băcănel de muștar, cam atâta. Și băcănelul de muștar mă ținea două săptămâni. Și atunci aveam două săptămâni de muștar și o săptămână de pâine. Deci tata pentru mine era Dumnezeu ajung. Am avut ocazia, printr-un concurs de împrejurări din nou, am avut ocazia să zbor eu. Adică, practic, să ajung în aer și să pun eu mâna pe manșă. Fără carnet, fără nimic, cineva a zis, na, hai, ia avionul. Aveai noțiuni ceva? N-aveam nici pe drag. Habar n-aveam. Mi-a zis cum să țin de, cum să țin de băți. Mi-a plăcut întotdeauna să le zic la toți că sunt român. Pe de altă parte, acasă a fost întotdeauna Washington. Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou episod de podcast. O să ne distrăm astăzi, sunt sigur de acest lucru, pentru că am un invitat super șmecher, un coleg de-al meu. E la primul podcast. Nils, te salut! Salut! Mulțumesc că ești alături de mine. Cu drag, primul podcast. Invitație. Primul podcast. Mamă, ce piatră, mare! Dați-mi și mie o piatră să o bag în gură. Pe afară, cred că găsim. Măcar nu mai am ce vorbi. Așa că o să fie, sper, o ediție super mișto. Nils o să ne povestească vrute și nevrute. Acum văd eu dacă obțin nevrute de la el. O să ne distrăm cu siguranță astăzi. La momentul vorbirii avem niște ore de când ne-am calificat la, în, la România. Optimi. Vreau să vorbesc despre treaba asta, obligatul. Chiar dacă la momentul difuzării, doamnelor și domnilor, sper să fim... În finală. Că, depinde cam, când o difuzez, peste cât timp. Cam o săptămână, deci astăzi... În semifinală. Sper să fim în sferturi măcar, că dacă ar fi marțea, miercurea viitoare, când luni jucăm... Nu, marți jucăm. Nu știu, dar... Marți jucăm. Da? Marjuc. Cu ce Belgia, mă, Ionuțe? Cum mă, cu Olanda, mă. Cu Olanda, mă. Deci marțea viitoare știu jucăm. Și eu. Deci sper să fim la momentul vizionării în sferturi. Dar eu vreau să vorbesc despre calificarea asta, pentru că vine după foarte mulți ani. De 24 de ani, Nils, oamenii n-au mai ieșit în stradă bucurați de un succes al echipei naționale. Ce crezi că s-a întâmplat în perioada asta cu fotbalul? Ceea ce s-a întâmplat cu tot ceea ce se întâmplă în România. Adică s-a dus totul dracului. N-ai nimic, n-a mai rămas nimic. Pentru că ne-am bătut joc. Am avut o perioadă în care, în loc să descoperim moduri de a deveni mai buni, am descoperit moduri de a deveni mai răi. Da, ne mâncăm unii pe alții. Fotbalul era singurul lucru la care... Care e fotbal? Păi noi avem fotbal în România. Uite, eu nu mă pricep la... Să ne înțelegem. Eu la fotbal nu mă pricep. Ca să nu începeți voi să-mi spuneți că mă dau eu doctor. Chiar nu mă pricep. Deci am aflat... Românii oricum se pricep la fotbal, nu. La mașini. Fotbal american la, mă pricep, baseball medicină. Mă pricep, rugby mă pricep, dar nu mă pricep la fotbal, la ceea ce americanul numește soccer. Nu știu, nu cunosc, până în anii 90 m-a amețit un prieten de-al meu să ajut echipa Dinamo. Asta e până anii 90. Ce înseamnă să o ajut? Să o ajut, adică, băi, hai să vedem ce putem să facem. Era vremea aia cu privatizări, cu povești, cu vreau să facă, n-aveau nocturnă. Și eu, cum făceam consultanță financiară la vremea aia, am stat, eu m-am uitat și am zis, zic, bă, auzi, nu vreți să vă scot pe piață în Anglia, pe bursă? Și scoateți bani din bursă. În bursă vă ieți bani, vă faceți stadionul, vă faceți aia, nu știu ce, au. Toate bune și bune. Era antrenorul echipei, era Buduru, Petre Buduru. Era director sportiv ăsta care a fost la Pârnaie cu multe neveste. Cristi Borci. Borci, așa. Și era Cornel Dinu, mare boss. Toate bune și frumoase, până când au înțeles că dacă, Borci mai ales, a înțeles că dacă mergem pe bursă, bă, trebuie să fie totul țiplă, fiecare bănuț, să știm cine cu cine, adică nu mai merg șmenozel. Mm. Și proiectul a picat, evident, adică doar nu te așteptai să... Dar o jumătate de sezon, da, deci cum ar veni turul, da. S-a jucat, Dinamo a jucat cu Schnecker pe spate. Deci pe spate era numărul și Schnecker. Dacă nu mai știu, deci când 90 și...
A, bine, eram mic. 96, 97, pe acolo, trebuie să mă uit exact să văd când. Ce tare! Da. Și, deci, și atunci, apropo de asta, că de ce am zis povestea, am zis povestea că atunci am aflat și eu care sunt regulile de joc. Că eu nu știam. Știam că trebuie să bagem, să intrem mingea în poartă, dar mai mult nu știam. Atunci am aflat și la offside, trebuie de genul ăsta, adică cum e cu 11 metri, cu... nu știam, chiar nu știam regulile, deci pe bune. Ca să înțelegi cât de puțin fotbal știu. Și nu mă uit la fotbal, că nu mă... Dar un lucru este cert, pentru că vorbea ca om de știri, mă mai uit și am văzut că, dom'le, blaturi, chestii pe aici, tot felul de... uite, un lucru pe care nu le înțeleg. Patron, ani, care, patron care face echipă. Tot respectul pentru Nea Gigi Becali. Dar, cu tot respectul, un patron n-are ce căuta să-și facă echipa. Un patron e omul cu banul, e finanțatorul, da? Vine antrenorul, vine directorul tehnic și spune, patroane, 10 milioane pentru că... 10 milioane. Da, ți-am făcut bugetul ca la firmă. Tu îi faci bugetul pe anul viitor și spui, ăsta ești banii care am nevoie. Salutare. Că îl dă din profitul, că îl dă treaba lui. El e businessmanul. Dar nu se bagă în echipă, că dar nu mă bag nici eu la mecanică. Astea mari, nu știu, hai să luăm un Chelsea pe vremea lui Abramovic. Așa. La Gigi Becali, ok, a răsuflat treaba asta că intervine să facă echipa că nu știu ce. S-a aflat, dar crezi tu că la unele echipe mari, patronii care pompau sau pompează bani, chiar dacă poate nu se știe, dar nu crezi că nu își spun deloc părerea legat de parcă ar juca... Nu, ăla ar putea să spună altceva. Ăla ar putea să spună cât vrei tu. Tu vrei 10 milioane? Îmi pare rău. Anul trecut te-ai clasat pe locul nu știu care. Ca atare eu am făcut un profit de 3 milioane. Nu pot să-ți dau 10 milioane, că eu nu aduc 7 milioane de acasă pentru că ai tu un moft, ci vrei să-l aduci pe nu știu care jucători. Asta pot să spun eu ca patron. Dar nu pot să mă apuc să-i spun lui ăla, băi, pune-l joacă pe ăla pe extremă. Pune-l pe ăla pe extremă, pune-l, ăla joacă, ăla nu joacă, de ăla îmi place, de ăla nu-mi place. Stai, tăticu, te pricepi. Adică dacă ești patron, de exemplu, de combinații de rurgic, tu știi să scoți șarja din cuptor? Pe bune? Nu. Păi asta este. Sau nu neapărat. Acum, da, dar păi în cazul... nu că nu neapărat. Chiar dacă ești inginer, siderurgist, asta nu înseamnă că ai lucrat vreodată la cuptor. Poți să știi conceptul, poți să știi ce se întâmplă în cuptor, dar tu nu știi tu când să tragi de fierul ăla ca să iasă șarja. Da, adică, în alte cuvinte, de-aia avem aceste calificări. Muncitor, tehnician, maestru, inginer, director financiar, director economic, director de vânzări. Fiecare cu mămica lui. Înțelegi? În fotbalul românesc, că de acolo pornirăm, în fotbalul românesc nu există această specializare, nu există această... Cât am fost și la Dinamo, cât am fost acolo în grupul ăla. Bă, încă o dată, tot respectul pentru procuror. Dinu Bobo, chiar știe, se pricepe, a fost și antrenor, a fost și aia. Dar dacă tu ai o funcție și ai ajuns pe funcția aia, vezi de funcția aia. La noi toată lumea se bagă în toate, le știm pe toate. Da, asta bă, le știm pe toate. Tot. Dar nu că le știm la noi, că... Și în lume, lumea bârfește, se vorbește de sport, se vorbește de gagici, se vorbește de mașini, se vorbește de ce vrei tu. Dar una este să ai o discuție, cum stăm noi aici la o șuietă, la o cafea, și îmi dau și eu cu părerea, și alta este să zic, băi, ăla, aia, așa se face. Bun, apropo de dat cu părerea, hai să ne dăm câteva minute cu părerea. Te-ai uitat la meci? La care? La ăsta ultimul. Nu, era exact în timpul emisiunii era mele. Am și vorbit înainte. Da, și ziceam că bă, nici rudele nu se uită la mine. Deci, din trei meciuri, te-ai uitat la unul sigur. M-am uitat la Ucraina. M-am uitat la Ucraina, atât. În generația asta, cine ți se pare mai strălucit? Cine are sclipirea aia? Chiar nu pot nici măcar... Nu ți-a ieșit. Nici nu-i știu. Uite, de exemplu, mie mi-a sărit... Fii atent. În ochi, man. Ciutacu m-a întrebat chiar azi. Să-mi fac un tricou de la persoana examen și tot, zice, ce număr vrei, ce nu știu, zic, m-a luat repede. Nu știam ce număr să zic, am zis 29, 69. Aveam eu pe vremuri un număr, nu, aveam 29, aveam eu un număr 29 pe vremuri, zic, îl iau 29, zice, nu, că e până la 26. Zice, pot să spun 29, dar e numerele la fotbal până la 26, zic, ok, bine, zic, am stat, eu m-am gândit, zic, 13. Eu n-am chestii de astea cu ghinion, m-a luat repede.
După care am închis telefonul și l-am sunat înapoi. Zic, stai Nițel, că eu-s născut pe întâia întâia. Zic, pune și tu unul. Zice, vrei să fii Niță? Portar. Zic, ce e aia Niță? Întâia întâia 11, na? Nu, întâia întâia 1. Deci numărul meu e 1. 1 ziua, 1 luna. Zice, vrei să fii ca Niță? Zic, ce e aia Niță? Zice, portar. Zic, asta-i de bine sau de rău? Haide-mă, Nils, pe bune. Pe bune. Nu, nu am, dacă zic că nu știu echipa. Uite, un om pe care adică îl știu și îl urmăresc, pe Ianis. Pe Ianis trebuie să-l știi. Pe Ianis îl știu și pe persoană fizică care este și ca jucător l-am văzut de câteva ori. Nu înțeleg, tocmai pentru că nu mă pricep la fotbal, nu înțeleg de ce el a fost atât de deși atât de mult rezervă pe peste tot pe unde a fost. Nu mă pricep, nu pot să-mi dau cu părerea, dar pot să-ți spun că asta am observat. E o observație a unui care nu știe, că l-am văzut tot timpul pe lița de rezerve. Înțeleg că el a fost eroul nostru cu 11 metri. Așa el l-a obținut. El l-a obținut. Și... Acum, eu cred că legat de Ianis, nu-i fac eu expertiză, Doamne ferește, dar cred că așteptările sunt mai mari pentru, da? Din partea lui, sunt niște așteptări mari și atunci când așteptările astea nu sunt satisfăcute, vine critica. Eu nu văd să joace așa prost. Băi, nu mă pricep ca să zic cât de prost joacă, dar un lucru este cert. Dar n-ai, eu cred că oamenii au așteptări mari și tot timpul la orice, adică dacă greșește o minge un jucător la care așteptările nu sunt atât de mari ca la Hagi, care are numele în spate, nu se bagă de seamă. Se bea o gură de cola în continuare. Dacă greșește Hagi, Ianis o pasă, gata, s-a terminat. Asta vine, cred eu, de la așteptările foarte mari. Dar pe de altă parte, așteptările sunt și ele justificate, că e greu să totuși toată lumea vorbește despre Marea Academie a lui Hagi și a dovedit. Adică știm ce multe talente ies din Academia lui Hagi. Așa sunt cu academiile astea. Când ai una bună, scoți oameni buni. Și mai ales Hagi, mă refer la Gica Hagi, e un tip care este, poate caracteristica lui cea mai mare este disciplina. Da? Rigurozitatea. Și atunci, evident, bă, ăsta a mâncat, vorba aia, de la laptele mamii și până acum numai fotbal. Altceva n-am mâncat. Și atunci, evident că așteptările sunt mari. Nu numai că are numele... Dar nu e corect pentru să critici după... pentru că tu ai așteptări mari că poartă pe spate numele Hagi. Dar nu pentru că poartă numele Hagi. Nu înseamnă că... Nu, dar nu. Trebuie nu, să ofere la fel ca taicăsul. Așteptările nu sunt pentru că... Ok, sunt și pentru că îl cheamă Hagi. Dar hai să le punem deoparte. Sunt pentru că el de mic copil... a avut acest avantaj, a avut lingurița asta de argint în gură, de a trăi, de a mânca, de a... până și jocul, de se ducea pe stradă, ce joci? Fotbal. Unde te joci? În curtea academiei. Adică, în alte cuvinte, el a avut această oportunitate de a juca permanent fotbal și la nivel. Dai cu două tăișuri treaba asta, că totul da, a avut și asta, perfect de acord, dar a avut și totul financiar vorbind de-a gata. Și totuși, nimeni nu apreciază că, având totul de-a gata, putea să stea liniștit. Face aceleași sacrificii ca orice jucător, care nu are totul de-a gata, de mic. Da? Cantonamente, bla, bla, bla. Uite, luăm cazul lui Niță, care știm că a plecat totul, de jos și da, e da, de respectat Nițel, ce el a avut, de acord cu tine, dar el a avut totul de-a gata. Nu, că pot să o și întorc pe aia. Dar el a avut, Ianis a avut totul de-a gata cu un tată care nu l-a lăsat niciodată, pentru că ăsta e caracterul lui Gică Hagi, să trăiască ca un copil de bangata. Ci el a trebuit, toți copiii lui și fiica la fel, da, tot așa, ambii copii au trebuit să muncească pentru fiecare lucru. N-au primit nimic de-a gata. Pentru că, repet, Gică Hagi este un pentru tip... Gică Hagi, aici, exact. Pentru că e greu exact. Să gestionezi corect. Treaba asta... și să îți îndrum copiii să facă niște lucruri și niște sacrificii pe care în mod normal ar putea să... Adică nu în mod normal. Dacă ar vrea să nu le facă, ar putea să nu le facă. Uite, nu că e fimiu, dar un exemplu, da? A trăit într-o casă în care tot așa. Avea mai mult sau mai puțin totul de-a gata. S-a dus la o școală, el a făcut școală britanică și aici în București, într-o școală în care e plină fițe, plină bani, plină mărci, toată lumea cu, știi, să se vadă marca pe... Tu ai vreo mână, că eu n-am.
N-ai? Nu. Bravo ție. Nu mai puneți camera pe mine. Ești excepția de la regulă. Dar în rest, toată lumea, știi, în atmosfera aia, copii, toată lumea cu super tricouri, super modă, fiecare. Lui nu-i plac. Lui nu-i plac etichetele. Foarte de ce? Pentru mișto. Că a văzut în casă chestia asta. Foarte la noi, eticheta nu contează. Dacă foarte un lucru mișto. Arată bine, poate fi de 3 lei. Și, da. Da. Nu trebuie neapărat să fie, știi? E, crescând în felul acesta, nici acum, la 20 de ani, nu e interesat de etichete, nu e interesat de a se duce să facă șopăială. Nu-l interesează. Spre deosebire de alți colegi al lui care sunt heavy în chestii de astea. Același zice lucru nimeni, trebuie să fii un pic preocupat, să-ți vină o haină bine. Da, mă, da, poate să-ți vină o haină bine, iartă-mă. Chiar dacă nu scrie pe ea, nu știu ce firmă. Poți să o cumperi de la un magazin din colț. Dar de-aia zic că Ianis a avut acest lucru. Aici e de la Gică Hagi, care, ți-am zis, un tip disciplinat, un tip riguros, un tip care nu se lasă, nu se duce pe fentă. De-aia Ianis a muncit și de-aia, repet, ambii copii au muncit. Da. Reținuse mai devreme treaba cu numărul 13. N-ai nicio superstiție? Niciuna, niciuna, niciuna? N-are Neil Schnecker o superstiție? Nu, când nu, știi care interes? Pleacă undeva, când începe o emisie. Când începe emisie, nu știu. Nu. Am câteva chestii. Nu cu 13. Când se urcă în avion. Am cu pisica neagră. Așa. Am cu pisica neagră. Hai să râzi. Și astăzi, în momentul în care o pisica neagră îmi taie calea, fac, chiar dacă sunt în mașină, fac trei așa. Pași. Duc trei pași înapoi. Pâc, pâc, pâc. Am chestia asta cu pisica neagră. Am avut o perioadă când eram mai mic cu popi. Aveam chestia asta când veneam un popă, începeam așa, pe stradă mă refer când îl vezi, nu în biserică, pe stradă când îl vezi, dar în rest nu. Și mai am superstiție, da, poți să zici superstiție. Eu dacă văd de exemplu pe ceas 2:22, da, ora 2 și 22 de minute, îmi pun o dorință. Aha. Știi, e pe sistemul, te iubește cineva. Păi da, dar aia e la 000 la 12 noapte. Nu, dacă, nu, dar în momentul ăla, dacă mi-arunc, nu, ideea este, dacă mi-arunc ochii, da, mă uit la ceas acum și în loc de 11 și 19, e 11 și 11. Da, bam. Îmi pun o dorință, știi? Sau dacă, din întâmplare, mă uit pe kilometrajul mașinii și o cifră rotundă. Sau, iarăși, toate cifrele sunt la fel. Pun o dorință. Tembelism. Fiecare acum cu superstițiile lui. Ai puține față de da, alții. Nu, adică nu, mă, nu se poate mult cu superstițiile. Se poate mult mai rău. Da. Cât de, cum să spun, cât de jos a plecat Nils în meseria asta de jurnalist, în tot ce a făcut de fapt până acum, pentru că tu ai trecut prin mai multe jurnalismul este etape o fază în cariera nouă, ta, ca e o carieră așa, mai complexă. Da. Jurnalismul pentru mine e o fază nouă. Dar am pornit, nu pot să zic că am pornit de jos, am pornit într-o familie în care am avut tot ce mi-am dorit, adică n-am dus lipsă de nimic, n-am. Și cât am stat în România, taică-miu călătorea în străinătate și vorba aia de la ciocolată elvețiană și până la ce vrei tu, aveam întotdeauna. Deci n-am dus lipsă de nimic. Care a fost primul job din viața ta? Primul job a fost primul. Cel mai mic, chiar dacă a durat o săptămână. Primul a fost în facultate. Am curățat WC-uri la metrou la Paris. În primul semestru. Ia, nu, zi-mi un pic. Da, nu că de-aia redeam când mi-ai povestit ieri de Paris. Când te-am povestit și de metrou, pe mine mă punea râsul că eu... Dar nu mi-ai zis. Dacă mă prindea controlorul, așa. Eu îi spuneam sunt două angajat? Vorbe. Nu, îi spuneam două vorbe să creadă că sunt sau că am fost. Îi ziceam pe unde sunt WC-urile. Știi, mai ales în stațiile alea mai vechi, unde WC-urile încă și astăzi nu sunt dintre cele mai, nu. Mai apetisante. Nu, nu, deloc. Nu. Închipuieți să le cureți. Deci e urât, e o fază urâtă, dar a fost singura variantă în care mâncam și eu ceva. Adică am avut bursă, am intrat cu bursă, am avut bursă, dar bursa îmi plătea practic căminul și cu școala. Și cărți, că noi pe vremea aveam cărți, nu cred că voi știți ce aia.
Dar noi trăiam din cărți. Mai știm, adică noi acum că nu, eu mai știu că nu sunt chiar așa tânăr. Eu știu că mă vezi așa bărbieri și lăsați, par de 25, da? Lăsați că n-ai prins tu. Dar oricum, deci eram cu cărți și trebuiai să și cumpere. Adică nu era numai... Aveai biblioteca și studiam la bibliotecă, dar aveam anumite cursuri care trebuia să le cumperi și alea costau bani. Dar de mâncare, la un moment dat, mi-au aminte că luam o baghetă, o tăiam în 7 bucăți, o puneam în punga aia de cumpărături, ca să nu se usuce, și luam un borcanel de muștar, cam atâta, și borcanelul de muștar mă ținea 2 săptămâni. Și atunci aveam... 2 săptămâni de muștar și 1 săptămână de pâine. De pâine. Și aia era mâncarea deci mea. Și avut, aveam niște colegi care mă mai invitau din când în când la ei acasă. Era festin. Eram fericit că mâncam. Deci ai trecut și prin momente greuțe sau mai grele chiar. În unele puncte ale... Mă rog, acum când mă uit înapoi, sunt momente haioase. Cât ai stat la Paris? Cât ai locuit? 3 ani. Da. Și după, bun, ai avut primul job ăsta și apoi? Ăsta a fost primul job. Nu, primul job adevărat, adică de meserie, da, ca să zic așa, a fost la Merrill Lynch, în Londra, pe bursă. Eram, dădeam telefoane să conving lumea să cumpere... Ți-a plăcut, te-a atras treaba asta? Cum? De unde a pornit? Nu, m-au pescuit în facultate. Am fost recrutat din facultate împreună cu încă niște colegi. M-a tentat ideea că era la Londra și... Parisul, eu nu sunt mare fan al Parisului. Adică... Mie îmi place mai mult ca Londra. Da, mie nu. Ție nu. Acum nu știu dacă are de-a face cu acele WC-uri și cu memoria acelor WC-uri sau dacă... Dar nu, vibe-ul, oamenii, eu nu sunt un mare fan al francezilor. Mi-aduc aminte când am ajuns, cred că eram 1 săptămână acolo, am ajuns și... Un tip care ulterior a devenit coleg de cameră cu mine pentru un an jumate, îmi zice că, domne, trebuie să merg, dacă vreau să merg la un concert. Dai seama, 18 ani, cum să nu vreau să merg la un concert? No. Zic, dar ce concert? Cine? Michel Jackson. Zic, bă, nu știu. Zic, cum nu știi cine e Michel Jackson? Nu știu, frate, cine e Michel Jackson? Și dai cu Michel Jackson și Michel Jackson și până la urmă mergem către acela și mi-arată afișul. Bă, Michael Jackson, ai nebunit la cap. Ce Michel Jackson? Deci ei sunt duși cu capul. Ei totul se traduce. Nu te duci la McDonald's acolo. Acolo te duci la McDo. Ok. Da, să mergem la McDo. Mă rog, tot felul de tâmpenii de genul ăsta. De-aia zic, nu sunt un mare fan francez, dar sunt un fan... Clara pentru Marea Britanie. Și atunci ideea de a merge la Londra a fost interesantă pentru mine. Da, care sunt, nu știu, așa, 2 momente foarte grele prin care ai trecut pe tot parcursul evoluției tale, nu știu ce te amintești. Sau viață. În general, nu știu, alege tu 2. Viață e alege când am murit tata. Deci tata pentru mine era Dumnezeu adjunct. Și pierderea lui de vreme, 17 ani, a fost o lovitură. Adică nu s-a așteptat nimeni, adică pur și simplu a murit în 8 ore. Și asta m-a marcat foarte tare. Foarte tare. Ăla a fost poate cel mai rău moment al meu. Te-a și întărit? Nu cred. Cred că doar m-a întristat. Adică a fost o pierdere care a fost și momentul în care s-au schimbat niște lucruri din cauza acelui fapt. Mama s-a mutat, eu vreau să fac medicină, mama s-a mutat, eu nu am vrut să mă duc cu... Adică am fost cu mama în Israel, dar am stat numai 2 luni și am plecat de acolo... A fost momentul când am devenit, ca zic așa, independent, adică pe picioarele mele. Și s-au schimbat multe. N-am mai făcut medicină din cauza asta. Au fost multe lucruri. Și medicina era visul meu. Deci visul meu, toată copilăria, toată adolescența mea, ce vrei să văd? Deci asta și știam și ce. Când erai chirurgie ce genetică, vrei... dacă mă întreba cineva. Ce? Știam exact chirurgie genetică. Chirurgie genetică. Este o știință foarte precisă, foarte rară încă și astăzi, în care se intervine direct pe nivel
la nivel genetic pentru modificarea unor boli grave, cum ar fi, de exemplu, trisomia 21, mă refer la mongoloiza, Langdon Down-ul. O grămadă de lucruri. Deci ăsta era visul lui Nils când era mic. Ce îți dorești să devii? Da. Când vei fi mare, medic. Nu există altă opțiune. Păi și nu, adică nu ți-a fost greu să te rupi de visul ăsta? Să nu... Ba da, da, a fost chestia asta în care, repet, mama s-a mutat, eu am plecat, am ajuns printr-un concurs de împrejurări, am ajuns la Paris și era chestia asta, domne bun, și ce fac? Și medicina era... Medicina e complicată. Medicina însemna practic vreo 10, 12, 13 ani de învățat în care șansele să faci vreun ban măcar ca să mănânci mai mult decât o pâine cu muștar erau foarte mici acele șanse. Pentru că erau multe cursuri, că se învăța de dimineață până seara, erau laboratoarele, erau o grămadă de lucruri. Și atunci opțiunea 2 a fost dreptul și economia. Și acolo am putut, ca zic așa, să fac... să și accelerez procesul de învățământ, am putut să și lucrez ca să am un ban de buzunar și așa mai departe. Deci de aici a fost, ăla a fost switch-ul, dar totul a pornit de la faptul că tata a murit. A fost și faptul, cred că, adică pe lângă situația asta generală cu faptul că la medicină era greu de făcut și așa mai departe, era și faptul că eu eram am trecut printr-o fază de asta în care pierderea aia m-a marcat foarte mult în acel moment și n-am reușit să mă adun, să mă auto-stimulez astfel încât să trec mai repede. Am trecut eu peste moment. Deci ăla a fost cel mai greu moment. Vreau să vorbim despre, pentru că sunt nerăbdător să te întreb despre una dintre pasiunile tale și anume avioanele. Uh-huh. Și ce alte pasiuni mai ai? Că asta o știu eu, dar acum vreau să afle lumea ce pasiune are Nils, în afară de avioane. Bine, exprimăm și cu avioanele, că abia aștept. Da. Pasiuni? Îmi place schiul, îmi place să mă uit la fotbal american, adică la fotbalul adevărat. Îmi place să mă uit la... Consider tu pe ăla, că eu nu-l consider. Ăla e fotbalul adevărat. Ăsta de aici e pentru fete. Asta e bun acum. E de fete, nu e de băieți. Da, mă rog, e cel mai iubit sport din lume. O fie, nu pentru mine. Îmi place schiul, muzică, cam pe acolo. Cam astea sunt. Pasiunea pentru avioane, cum, de când, de unde? Pasiunea pentru avioane a fost o întâmplare. Nu, n-a... Am avut ocazia, printr-un concurs de împrejurări din nou, am avut ocazia să zbor eu, adică, practic, să ajung în aer și să pun eu mâna pe manșă. Fără carnet, fără nimic, cineva a zis, na, hai, ia avionul. Aveai noțiuni ceva? Nu aveam nici pe dracu. Habar n-aveam. Mi-a zis cum să țin de băț. Cam pe ce avion așa, dacă? Un avion mic, un Cessna 172. Ah, ok. Dar asta nu e de la de acrobații. Nu. E un avion, doar de la mic, un avion cu aripă superioară. E probabil cel mai banal avion pe care ți-l poți închipui. Deci e banalitatea banalităților. Da? Și mi-a dat bățul în mână. Evident că mergea pe acolo. Dar la un moment dat am reușit să-l stabilizez. Ai avut simță. Ăla tot îmi zicea, băi, nu așa, nu așa, mai fa așa, nu fa așa, nu aia. Și la un moment dat s-a oprit din... Ce făceai tu acolo? De sus, jos, stânga, dreapta, că îți dai seama, eu eram, ziceam că e volan de mașină și eu treceam de ăla ca de volan. Și la un moment dat am reușit să-l țin orizontal, cât de cât la o înălțime constantă. Mai făceam așa, când dădeam seama, mai coboară, îl mai ridicam, dar, adică știi? Da. Băi, și în momentul ăla am avut așa o senzație de absolută libertate. Deci mă uitam în jur, zic, bă, ce... liber. S-auzea doar motorul. M-a lovit. A fost o chestie care te-a lovit. Exact ca leuca m-a lovit. Și am zis, mamă, cea mai tare chestie pe pământul ăsta. Și m-am apucat de licență. Și de atunci mie îmi plac avioanele. Și mi se pare că este să zbori este cea mai mare
libertate pe care și-o poate lua un om. Nu există un moment de libertate mai mare. Pentru că înfrângi toate legile... În momentul în care te referi când pilotezi sau în momentul în care, uite, ești pasager, de exemplu? Ai vreo teamă din asta? Nu, temer n-am. Da, e ok să fii pasager, dar trebuie să recunosc că te mănâncă în palmă. Și nu numai atât, dar e, uite, am ajuns la faza, eu nu mai pot să zbor din cauza că nu mai am licența medicală, adică nu mai trec examenul medical și nu mai pot să-mi iau licență. Deci nu mai pot să zbor. Dar pe de altă parte, se uită cineva la asta? Adică ne aude cineva? Ne aude multă lume, dar tu zici ce vrei. Păi nu, că dacă ne aude nu pot să zic. Hai, zi. Dacă zbor cu un prieten, așa, că eu nu mai am voie să zbor, așa, mai pun mâna pe băț. Ah. Adică n-am voie. N-aude nimeni. Adică n-am voie, dar mai pun mâna pe băț, mai fac o aterizare, mai... Am făcut o chestie cu Fimiu, n-am să zic unde și când. Dai de mult, adică de mult. E prescrisă. S-a prescris, gata. E prescrisă, nu mai avem nicio treabă. Prin podcasturi s-au povestit multe lucruri prescrise. Nu, dar eu, e prescrisă. Foarte grave. Nu. Și dacă autoritatea aviație civilă a ACEU dacă vrea ceva, e prescrisă, dragilor. Deci îmi pare rău, fu de mult. Era Fimiu mic, ca să înțelegeți. Era mic. Și ne-am dus noi la un eveniment de ăsta de aviație, de spectacol din ăsta frumos de aviație. Prieten cu cel care organiza, care era și proprietarul aerodromului și nu știu. Și era un AN2. Un AN2 este o cutie zburătoare. Ca să vă explic, AN2-ul nu are nicio caracteristică aerodinamică. N-are aripi. Are aripi. Are două chiar. E un biplan. Dar avionul, un avion are întotdeauna o aerodinamică. Ăsta n-are aerodinamică. Ăsta este cutie zburătoare. Este efectiv cutie zburătoare, mare. Vizualizez, nu mă pricep, dar îl vizualizez. Cred că e avionul, dacă ai trecut vreodată pe un câmp și ai văzut un avion care dă cu... Aha. Așa, ăla e AN2 de obicei, da? Aha. Zboară la viteze mici, are stabilitate foarte mare, dar o cutie zburătoare. Evident, se făceau ture de pistă. Plăteai să faci ture de pistă, pentru că îi știam pe toți de acolo. Hai să-l dau și pe film. Filmul mic, deci de mult prescrisă treaba, da? Zic bine, hai să-l dau pe film. Nevastă mea care știa că sunt dilimac, zice, tu nu pui mâna că tu n-ai voie. Nu, domnule, nu, nicio treabă, nu se întâmplă nimic. Și ne suim în avion. Pilotul mă știa, are uși. Aha. Uși ca la, ca la casă, uși de casă, știi? Noi intrăm pe o parte și pilotul cu acoperă pe partea cealaltă și eram eu cu filmul și ne-am dus să zburăm. Zburăm, nu știu ce, duc peste mare, frumos, se vede, dar am 10 minute, în sfert de oră. Ne întoarcem. Înainte de aterizare îi spun lui filmul, Patrick, eu n-am zburat. Deci tu să nu-i zici lumătate că am pus eu mâna, că n-aveam voie, n-am... E secretul nostru. Da, secretul nostru. Bă, tu înțelegi, zic, nu spui că mă bagi în rat. Nimic. Perfect, secretul nostru. Aterizăm, deschidem ușa asta, pilotul intră pe partea aia ca să fie acolo, nu, să se vadă pilotul. Așa, coboară filmul, zbuc, se duce drept la măsa. Mami, de-a zburat. Bă, te-a dat, cum s-ar zice, pe goarnă, original. M-a dat în gât, fără probleme. N-ai mai obținut licența după ce ai avut problema cu AVC-ul, nu? Da. Cum a fost perioada aia? De după, de recuperare? Păi, cât de grav a fost? Asta, cât de grav a fost? Știi că e chestia cu AVC-ul? Și primul a fost mai grav decât al doilea. A rămas cu o sensibilitate, adică cu o lipsă de sensibilitate pe partea dreaptă, după primul. Dar știi că e chestia, că tocmai aici este treaba. A avut o doctoriță nemaipomenită. În primul rând că m-a făcut să renunț la țigări pe loc. Instant. Cât fumai? La vremea aia deja nu mai fumam țigări, fumam trabuce și fumam cam
Deci te-ai trăgeai trabucul în da, piept? Da, îl trăgeam în piept. Oh. Da. Și fumam cam 10-15 sigarile din alea mici și vreo 5 de alea foarte mari pe zi. În piept? În piept, da. Venind însă de la țigări, unde fumam 3 pachete pe zi. Fără filtru. Dar ea m-a făcut să mă las de tot. M-a băgat în remene cu treabă cu mâna. Și mi-a dat fume. Și îmi zicea, știi că ai un megafon de la care îl auzi pe doctor. Și zicea, trage acum! Și trăgeam. Și pe mă, iarăși mă lăsa și pe mine, trage acum! Și pe mine mi-a arătat film. Și de când am ieșit din acel remene, eu n-am mai tras un fum în piept. Asta era după AVC sau înainte? Asta era după primul AVC. După primul AVC. Da. 2004. Dar asta îi spuneam și doctoriței, că ea atunci, după ce am avut AVC-ul, doctoriță foarte bună aici la Elias, și a vrut să mă țină în spital și zic, femeie, ce să-mi faci în spital? Adică ce-mi faci? Care-i treaba? Păi te ținem sub observație. Da, păi avut... bă, mă, ții sub observație. Adică te mișcai, n-ai mai avut pareză, ceva, nu, n-am semipareză? Nu, am avut această parte dreaptă. Dar erai mobil. Era mobil. Nu. N-am avut nimic motor. Numai pe senzitiv am avut. Dar erau, adică aveam, îmi curgea așa o dâră de... știi? Uh-huh. Îmi curgea din gură. Până am reușit să-mi dau seama ce și cum. Dar era, asta este chestia cu AVC-ul. La AVC n-ai ce să-i faci pe urmă. Deci dacă pacientul ți-a trecut de AVC, nu știu, nu o zic medical, o zic pe pielea mea, cum am simțit-o eu. După ce a trecut AVC-ul și când ai început să-ți revii, încă o dată, eu am avut atac ischemic. Adică se strânge vasul. N-a fost hemoragic unde se sparge vasul și ți inundă. Că dacă se inundă, da, trebuie să stai ca să se absoarbă. Să... Dar la ischemic s-a strâns când și-a dat drumul, asta este. Și-ți revin funcțiile. Și-ți revine totul. Acum problema e cât de mult stă strâns și care zonă a creierului este afectată. Că, uite, taică-mea, de exemplu, a murit exact pe o chestie de asta, dar la el a fost pe trunchiul cerebral, pe da, medula elongata, unde ai centrul inimii și centrul plămânului, adică ăla te face să respiri și, și inima să bată. Și dacă ăla s-a oprit, adică n-ai ce să mai faci. Aici, da, ok, nu mai îmi simt eu bine obrazul, îmi simt urechea străină, dar nu e, știi, nu mor din asta. Dar în momentul în care ai trecut, deci dacă ai supraviețuit atacul, nu mai are ce să-ți facă în spital, adică îți dă un tratament și stai pe tratament. Eu sunt pe tratament de atunci. Tot timpul iau un pumn de pastile dimineață și unul seara. Și culmea e că pe măsură ce îmbătrânești și îți mai găsești... De 20 de ani. Da. Și pe măsură ce îmbătrânești și îți mai găsește una și îți mai găsește alta, mai dă o pastilă. Mai dă o pastilă. Mai dă o pastilă. Exact. Și ajungi la chestia asta. Dacă am avea... Eu n-am avut, nu zic că nu sunt, dar eu n-am avut norocul, de exemplu, să am un medic bun. Am avut în Spania la un moment dat un medic bun. Ăla îți face ceea ce se numește cum îi zice, diagnostic diferențiat. Okay. Și în felul acesta, la un moment dat, dintr-un pumn de pastile, te reduce la niște unele care sunt necesare și restul începe să le... N-am, de-aia zic, am un pumn dimineață, un pumn seară. Dar n-are ce să-ți facă în spital. Adică nu e ceva unde să spui, domne, cum te-ai simțit după? Bine, mersi. N-am, știi, până la următorul. La următorul, de exemplu, n-a fost atât de reav. Eram la Casa Poporului cu colega mea de la cealaltă televiziune cu care făceam emisiuni. Era de Ziua Europei și eram la Palatul Parlamentului, mare chindie cu așa, până săl, până saloane, până nu știu ce. Și la un moment dat am început să mergeam pe lângă zid. Adică noi mergeam așa, să mergem din ușă în ușă ca să traversăm salonul și eu mergeam așa, trăgeam într-o parte. Și la un moment dat, bărbatul zice, care era EOD la noi, zice, ce faci, mă? Zic, bă, nu știu ce am, dar o tot trag în dreapta. Și la un moment dat s-a prins el că făceam și cu ochiul. Și imediat m-au băgat în mașină și... La spital. M-au dus înapoi la spital, da. N-a fost atât de rea, dar a fost al doilea, spre deosebire de primul, eram la spital încă în evoluție. Adică, practic, l-a văzut întâmplându-se. Ok. Ai trăit în mai multe țări. 24, mai multe să mă gândesc. Capitale. Da.
care e locul unde te-ai simțit ca acasă? Sau în care te-ai simțit acasă? Mi-a plăcut întotdeauna să le zic la toți că sunt român. Chiar dacă, din punct de vedere al familiei, nu-s. Adică ai mei erau austrieci, evrei, nicio legătură cu România, decât că au trecut pe aici și, ca zic așa, m-a scăpat maică-mea pe aici. Dar eu întotdeauna am mers pe chestia asta. Deci, și pe vremea lui Împușcatul. Mă întreba lumea afară, domnule, ce ești? Român. Pe de altă parte, acasă a fost întotdeauna Washington. Deci eu acolo m-am simțit ca acasă. N-aș putea să-ți spun de ce, n-aș putea să-ți spun cum, poate că și datorită școlii și nu știu. Dar acolo m-am simțit acasă. Cel mai mult. Ăla e locul, sau a fost locul în care... A fost. Acum nu mai e. Acum stai în Italia, acum, la Roma. Da, acum sunt iarăși țigan cu cortul, așa cum am fost majoritatea vieții mele. Adică nu... Tot timpul am fost cu cortul și eu, dacă am stat prea mult într-un loc, întotdeauna mă mâncam fund. N-am avut, din contră, mutatul pentru mine era un lucru bun. Și nu... Cu toate că, teoretic... N-ai avut niciodată probleme de acomodare? Nu. Când, nu? Niciodată. Prieteni? Niciodată nicăieri. Nu. Întotdeauna mi-am făcut prieteni. Da? Întotdeauna am avut și viață socială, și viață culturală, și muncă, și m-am simțit bine peste tot. Mi-a plăcut mâncarea peste tot și experiența mi-a plăcut. Iarăși, probabil că de la taică-miu chestia asta, pentru că taică-miu a fost cel care mi-a băgat în cap... că a vorbi limbi străine și a gusta în orice fel, în trăiești, mâncare, ce vrei tu, cultură, a gusta culturi diferite te îmbogățește. În sensul de descoperi o grămadă de lucruri care sunt diferite, dar care împreună creează un tot mult mai frumos decât dacă ai avea o singură rădăcină. Și atunci, pe mine, chestia asta am fost întotdeauna entuziasmat și aveam întotdeauna această dorință. Mamă, mă mut, super! Ah, ce tare! Da, ne da, da. A fost nebunia mea. Întotdeauna. Dar... Acum sunt din nou pe faza asta. Am avut o perioadă când am stat mai mult în România și mi-a plăcut foarte mult atunci. A fost ok. Care e locul, punctul din tinerețe unde de care ți-aduci aminte, nu știu, cu drag sau cu oarece emoții așa, sau mă refer aici, nu știu, poate vreo gașcă de prieteni, poate o perioadă cu petreceri, poate o perioadă din asta mai... agitată, cum să-i zic așa, da? Mai cred că, plină de adrenalină. Au fost mai multe perioade. Dar cred că în momentul în care m-am întors în România în 93... Aveai câți ani? Câți ani aveai atunci? 33. Ok. Cred că momentul ăla a fost pentru mine un moment deosebit. Gândește că am trăit în afara României, practic, aproape toată viața, spunând că sunt român. Practic, o chestie mai mult imaginară decât reală. Și deodată m-am trezit în România, în care eu ziceam că sunt român, toată lumea mă trata ca un străin, adică ca un străin nu în sensul negativ, dar ca un străin în sensul de venit din străinătate. Mm-hmm. Era și, avea și o notă negativă, că au fost mulți care mi-au tot aruncat cu tu n-ai mâncat salam cu soia. Na. Am auzit-o de destul de multe ori aruncată în față. Dar a fost un moment în care, descoperind sau redescoperind România, mi-a plăcut. Și trebuie să recunosc că a fost poate momentul în care aveam cele mai multe, mi s-au creat cele mai multe vise, care încetul cu încetul s-au spart ca baloane de săpun, că la noi e mai complicat cu făcutul.
Dar atunci a fost momentul în care efectiv am văzut, aveam tot felul de vise de viitor. Mamă, să vezi tu acum ce România acum nouă, care vise poate, care și poate sparge avioane și care... În alte țări ar fi fost mai ușor de atins? Mai la îndemână? Nu pot să... E o comparație pe care noi tindem să o facem și am descoperit că e inutilă. Uh-huh. Eu am fost în emisiune cu Silviu Brucan, Dumnezeu să-l ierte, când el a zis că în 20 de ani România se schimbă. Și eu am zis 20 de ani, 3 generații, cel puțin. Cel puțin 3 generații. Ca pe urmă să-mi dau seama că schimbările de care vorbeam ar putea să dureze mult mai mult decât 3 generații. Pentru că până la urmă noi vorbim aici de schimbarea unei mentalități. O mentalitate care, da, a fost infectată, ca să spun așa, în perioada comunismului într-un anume fel. Dar o mentalitate pe care noi o avem din totdeauna și pe care noi refuzăm cu îndârjire și încăpățânare să o recunoaștem. Deci eu am făcut o chestie când eram la televiziunea cealaltă, la antenă, când eram la antenă, la un moment dat, eu făceam pe lângă emisiunea mea cu Sabina Iosub, pe care pupi Sabina, deci pe lângă emisiunea aia, eu făceam când mai lipsea câte un moderator, eu eram ăla de umplutură. Și la fiecare făceam o ediție specială nebunească. Eu am adus o de Paște, am adus un miel și un iepure în platou, alergând pe miel și pe iepure pe platou, pe acolo făceam nebunii. Făceam tot felul de nebunii, emisiuni economice, nebunii. Oricum, ție-ți place... Și acum am văzut că ai verba asta. Așa. Sunt, îmi place. Bă, dacă ai un platou, e bine să-l folosești. Și dă foarte bine că transform practic un lucru serios, îl păstrezi în nota serioasă, dar mi se pare așa că îi dai o... Păi dacă iei lucrurile puțin prea în serios, să știi că pierzi... Dacă te iei în general prea în serios. Exact, trebuie să înțelegi că viața are tot felul de aspect. Dar și făceam tot felul de nebunii. Stai că nu mai știu de unde am început acum. Cu emisiunea cu... Dar încercam să zic o chestie și am uitat ce vreau să zic. Cu iepurile și mielul, păi nu, dar ideea era că când făceai emisiuni în locul cuiva... Nu, stai că mai am înțeles. Deci, la una din emisiunile acestea am făcut o treabă în care am luat un ziar Universul din 1927, parcă era. Ziar Universul, am luat textele din ziar Universul, le-am transformat în limba de astăzi și le-am pus în video. Și știre. Ba, 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 ba. Ce tare. Era, cum să spun, puteam să pun data zilei de azi și era știre curentă. Cu tare care a făcut nu știu ce, baba care a făcut nu știu cum. Și... Adică ce încerc să spun este că mentalitatea noastră este neschimbată. Dacă citești Caragiale, apropo de ce înseamnă alegeri, da? Ia-l pe Caragiale și uite-te... Astăzi, când partidele își trimit de la centru candidați pentru parlamentare în diferitele circumscripții, da? Și cum sunt primiți. Nu e nicio diferență cu scrisoarea pierdută. Niciuna. Dar noi cu cine votăm? E exact același lucru. Cunoștințele noastre de politică, toată lumea știe politică, fotbal și gagici. Nu s-a schimbat nimic. Citește Eminescu, mă refer la publicistica lui Eminescu, și ai să descoperi că avem exact aceleași probleme. Deci dacă iau publicistica lui Eminescu și o pun azi când încercăm să descoperim când, Doamne iartă-mă, vom vota și pe cine vom vota care sunt candidații, este perfectă. Perfectă. Se potrivește. Ce-ți spune acest lucru? Ce ne arată asta? Îți arată că nu ne schimbăm, că mentalitatea noastră de român este mentalitatea de român și trebuie să o acceptăm. Noi nu vom fi nemți. Da, de unde? Noi nu vom fi francezi, noi nu vom fi italieni. Cum? Implementată și fixată? Bă, să o accepti. Să murim, trăiești cu ea. Pic, dar murim cu aerul ăsta condiționat? Nu, să nu-l închizi, băi. A, nu? Pe bune? Nu. Mă, eu nu ți-e dă băi, eu nu, uite, scuză-mă, paranteză. Deci. Paranteză, fiți atenți aici. Ia. Băi, nu se moare din curent, nu se răcește din curent, nu se răcește din aer condiționat, nu se înțepenește de la aer condiționat. Bă, nu mai vorbiți prostii. Nu există așa, am trăit toată viața cu aer condiționat. Ideea este să-l ții constant. Pune aerul condiționat la o temperatură de să meargă dimineața la prânz și seara, să meargă vara, iarna, când vrei tu. Ți-am zis eu nu-ți mai devreme.
să meargă tot timpul așa și ai să vezi că este perfect. N-ai nevoie să-l schimbi, că în momentul în care, uite, colegele noastre din redacție, nu vin să stau mult aici în redacție, nu le chinui mult, dar în alea 3 săptămâni în care vin mereu în redacție, e mereu aceeași discuție. Aoleu, sufla aerul condiționat, cum ai făcut-o acum? Aerul condiționat? M-ai făcut și gagic acum. Păi iartă-mă, când e vorba de asta, exact gagic ești. Mulțumesc. Și eu zic mereu, băi, lăsați, puneți cât vreți, 23, uite, nevasta mea nici ea nu moare, nici ei nu-i place frigul. Mie îmi place, eu dacă ar fi după mintea mea, aș ține temperatura la 18 grade. Perfect. Eu sunt perfect de acord că, uite, dormi bine la 19-20 de grade. De acord, cu tine. Toată ziua. Dacă îți bate ăsta în mufă. Păi nu, n-ai înțeles, îți bate în mufă pentru că temperatura a fost de 27, 26, 25 și ăla trebuie să bată ca să aducă temperatura la cât vrei tu. Eu le-am arătat fetelor din colegilor noastre din redacție, le-am arătat. Am pus, chiar ieri, am pus temperatura, zic, bă, cât, ca să nu vă fie fric, 23-24, e bine, e bine. Pentru mine e cald, dar e ok. Lasă-l acolo și ai să vezi că atunci când coboară se oprește. Tocmai mai suflă puțin 2 minute, iarăși se oprește. Își doar își menține. Și nu simți tot timpul vântul pe tine. Corect. Dar dacă vin acum, dacă mă urc în studio, ăla va fi fost oprit și temperatura în studio va fi 27 de grade. Evident că în momentul în care îi dau drumul ca să se răcorească, va sufla. Corect. Băi, nu muriți de la curent. Nu există să te răcești de la curent. Se răcește de la virus sau de la microb. Ați nebunit la cap, pe bune? Bă, sunt nații întregi. Te duci în Grecia... Nu vorbim de Grecia cu aerul condiționat. Vorbesc de Grecia, te duci pe insule în Grecia. Și vezi foarte bine că sunt toate geamurile deschise cu perdele care flutură. Bă, nu moare nimeni de nicio răceală. Că nu e numai de la microb se răcește. Sau de la virus. Mor eu pe acasă. Te-am enervat. Da, mă, băi, nu mai pot de chestia asta în România, cum se moare. Nu vrei apă să te liniștești? Mă înțepen, nu, că am băutura mea. Calmează. Deci dacă n-are apă chioară, să știi că ruginește. Gata, nu mai avem nici apă. Dacă desfacem o sticlă de asta de vin de aici și am rezolvat. Un suc, un are sirop, zahăr. Un ceva, adică... Are zahăr. Bun. Păi bun și mie îmi place, se nebuni după el, dar prea mult... Auzi, tu crezi că asta se face atât de ușor? Se întreține atât de ușor? Adică asta trebuie să fie alimentat ca lumea. Da, am sărit și de asta. Ce vorbim de mentalități. De mentalități. Trebuie să începem să recunoaștem și să facem pace cu noi. A fi român nu e un lucru rău. Nu trebuie tot timpul. Doamne, vrem să fim... vrem disciplina. Ați văzut ce disciplina sunt nemții? Da, mă, dar n-au niciun om mort. Ați văzut cum francezii totuși au sindicatele, un spirit de luptă, pe când noi nu ieșim în stradă decât vorba aia pe 10 august dacă ne scoate USR-ul cu rezistul. Zic, da, dar francezul nu are aceeași, chiar dacă noi suntem așa francofon, francofili, nu au aceeași bucurie, același joie de vivre, chiar dacă termenul vine din franceză, pe care îl avem noi. La noi, bă, când te duci, de exemplu, la țară, bă, ți se deschid brațele oricărei gospodării. Te primește, îți pune pe masă o mămăligă, o brânză, o ceva. Adică noi avem... Noi trebuie să începem să descoperim ideea mândriei. Iarăși mă întorc la vremurile de la antenă, pentru că am făcut cu Sabina o chestie care pe mine mă deranja și am zis, bă, anul ăsta o facem. Văzusem că, deci vorbim de 2010, ca și perioadă, văzusem că în România ideea steagului apare ori la demonstrații și cam atât. Și am făcut noi de un 1 decembrie, vreo 2 săptămâni înainte de 1 decembrie, am convins pe toți de până redacție să ieșim pe străzi cu stegulețe, au făcut aia un aranjament cu niște fabrică de steaguri și dădeam stegulețe la stop. Mergeam la stop și dădeam stegulețe. Și în emisiune le spuneam la oameni, bă, de 1 decembrie scoateți-mă steagul, se vadă. Dar numai de 1 decembrie. Îți dau varianta exagerată de partea cealaltă, da? Că și acolo poate că prea mult tot strică la un moment dat. Dacă te uiți la american, bă, totul este despre drapel. Totul este. Tu știi că ieri, mă refer la față de ziua filmării, deci pe cât a fost 26. Ieri? 26. Da? Pe 26 știi că a fost ziua drapelului?
Da. Național, știi? Da. Știi cât de puțin oameni au știut treaba asta? Băi, drapelul nostru, drapelul unei nații, ăla trebuie să fie elementul de care unifică, care aduce lumea împreună, față de care gravitează întreaga societate. Noi nu avem treaba asta. Noi nu avem. Dar totuși ne dăm patrioți. Ne dăm, nu, patriotarzi. E o mare diferență între patrioți și patriotari. Patriotardul urlă de patriotism. Patriotul crede în țara lui. Eu merg pe stradă și nu afișează. Ba, poate să și afișeze, dar să creadă. Ai noștri nu cred. Noi nu credem în noi lumea. Doar dăm din gură. Noi dăm din gură. Uite, eu m-aș duce la toți, așa zi și membrii ai partidelor naționaliste. Da? Și eu i-aș întreba. Bă, nene, îți lași copilul să stea aici în țară? Ai bani. Toți banii de pe lume. Îl lași aici sau îl trimiți afară? Afară. Iată. Ai o boală. Te duci la medicii de aici sau te duci afară? Dacă îți permite... Ai toți banii din lume. Te duci afară. Înțelegi? Eu sunt de acord. În momentul de față sunt foarte multe servicii care... Dar asta nu înseamnă că la noi tot sistemul medical e nasol sau nu sunt medici care nu sunt mai buni ca cei din afară? Nu înseamnă asta. De acord cu tine. Și sunt de acord că în momentul de față, într-adevăr, avem lacune mari în sistemul de învățământ, în sistemul de sănătate. Asta da. Dar întrebarea mea este dacă cineva încearcă totuși să creadă în România. Uite, îți mai zic o chestie. Am văzut chestie pe care chiar n-am înțeles-o. Toată lumea. Deci, măcar dacă există un lucru care ne unește, e fotbalul. Da? Am văzut-o acum cu campionatul european. Toată lumea, băi, hai România, hai România! Bă, tot au fost unii. Și vorbim de influencer, de oameni cu, știi, a căror nume contează. Putem da nume, nu? Tolo. Tolontan. Băi, nene, să scrii... N-am văzut, nu. Nu vorbesc că, domne, că de ce am, că bă, Ucraina, că nu știu. Nu, las-o pe Ucraina. Eu am citit ce a scris el înainte de meciul cu ăsta, cu Slovacia, care de fapt ne-a calificat, da? Că n-avem șanse, că e nasol, că... Băi, nene, o lume întreagă e hai România. Asta înseamnă patriotism, să crezi. Ok, avem șanse mici. Poate că a fost un miracol că am bătut Slovacia. Nu știu, repet, nu mă pricep. Bă, dar e momentul în care asta trebuie să trăiești. Bucuria momentului. Și când, dacă, Doamne ferește, nu se întâmplă, să ai și deziluzia, nu să zici lasă bă ce dreia cu că ia-s proști bă, că n-ai văzut cât de ăla, că n-ai văzut de ăla, că nu s-a priceput antrenorul, că ha-ha. Nu, frate. Tot timpul găsim, da, n-avem asta. A crede în țara ta, ăla e patriotismul adevărat. Restul e patriotardism, e mia, 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 hai cu România, să nu știu ce, să ha-ha. Dar acum să crezi în țara ta, în momentul în care tu ca cetățean, care să spunem crezi și ai mentalitatea asta, observi lacunele despre care vorbeai mai devreme în învățământ, în sănătate și multe alte exemple. Nu te îndoai un pic, nu te face să-ți bași picioarele? Nu, mă face să fiu mai dur în emisiunile mele. Și fiecare dintre noi poate să fie dur, că nu trebuie să ai emisiune ca să faci chestia asta sau un podcast sau un ceva. Dar pe ideea de, domne, nu accept. Cum, uite, cum dacă mă duc într-un magazin și mă ia în vânzătoarea cu ce doriți? Nimic, mulțumesc, la revedere, am plecat. Mă scuzați că v-am deranjat. Lasă de faliment. Dacă e bou. Nu stau, adică noi avem și chestia asta în care simțim că suntem nedreptățiți, dar mergem mai departe cu asta este, eu sunt prea mic ca să schimb. Eu nu pot să, n-am să uit niciodată, m-am dat jos dintr-un avion Tarom, acum vreo, nu mai știu, 15 ani sau când dracu, și i-am zis însoțitoare de bord, doamnă, uitați, e problema asta, când aveți ședințele noastre de, cu celelalte însoțitoare de bord, cu managementul, cu... poate transmiteți. Răspuns, doamnă, eu sunt prea mică ca să mă ocup eu de treburi de astea. Și noi nu suntem, nimeni nu-i prea mic. Oricine poate să-și spună o opinie. Dar noi, sau să semnaleze. Da, dar noi suntem, bă, capul plecat să abia nu-l tai. Dar de unde avem noi treaba asta? Din mentalitatea noastră. E parte din noi.
Păi da, da, pe de altă parte ne și batem cu pumnul da, în piept. Da, până în momentul în care, auzi, ia-l pe ăla care se bate cu pumnul în piept, spune, bă, du-te la șeful tău și spune că nu e în regulă modul în care, că tu știi că nu-ți faci treaba bine, da? Dar zici, domne, nu o faci bine pentru că nu vrea șeful. Pentru... Milițienii care, apropo, că nu vă place că vă zic milițien, dar îmi pare rău, asta sunteți. Până o să deveni polițist, mai mâncați încă mult. De ce zici asta? Că la noi încă mai este, ba, uite, să fiu cinstit, e o generație tânără, ești acum din Academie, care o bună parte din ei chiar cred că vor fi polițiști. Dar, în general, noi încă mai avem miliție. Hai să diferențiem un pic, ca să nu... Miliția e o chestie de asta care umblă până târg și nu face nimic. Adică, nu știu, am avut noi o știre acum câteva zile... în care am arătat cum au alergat cu mașina după unul, ăla sare din mașină și îl încătușează cu arma în mână, adică practic scoate polițistul arma ca să îl încătușeze. Toată lumea s-a concentrat pe această știre, că domnule a trebuit să scoată arma ca să îl încătușeze. Eu m-am uitat la cum a scos la arma. Deci s-a chinuit câteva secunde să scoată arma din toc. Dacă într-adevăr ăla avea arma, asta era mor de mult. Dacă ăla pe care l-a alergat. Da, adică dacă ăla care, pe care vreau să-l încătușeze, că de obicei scoți arma, care și altă armă, da? Că ți-e frică să nu te omoare ăla. E, ăsta ar fi fost... Așa făcea. Nu putea să scoate arma din teatru. Asta, doamne... Dar nu vreau, nu-i corect nici să generalizăm, să știi. Mă, încă o dată, eu vorbesc apropo de... nu vorbesc de... Vorbesc de medie, da? Cam acolo suntem. Avem și trupe foarte bune. Uite, avem, de exemplu, trupele de jandarmi care au fost în Kosovo. Păi, tată, ăia sunt jandarmi. Se pun cu oricare. Dar avem și jandarmi care, săracii, nu prea încă... N-au, nu, știi? Adică sunt cam ca mine, așa, știi? Cu bârta. Chestia asta cu, domne, sunt prea mic. Asta e iarăși. Nu ține. Dar, pe de altă parte, se bate cu pumnul în piept. Nu, domne, nu ești prea mic. Dacă ai sânge în instalație... Spui. O spui. Da. Da, da. Păi îmi pierd slujba. Mă dă afară. E treaba asta, o avem. Nu e ok. Am sânge în instalație și mă mai mut cu asta, să nu mai îmi bat aerul ăsta. Mută-te, tată, că nu, dar nu-ți face rău aerul, să știți, face bine. Bun, păi și încotro să îndreaptă țara noastră, așa, din ce vezi. Anul ăsta e un an care... Anul ăsta e un an în care ai luat de toate, ai avut de toate, ai avut creșteri de salarii, ai avut creșteri de pensii. Da. Sustenabile avut, pe termen lung? Nu. Mulțumesc. Nu, sustenabile nu și încă o dată, pentru că nu, guvernanții noștri nu înțeleg că totul se învârte până la urmă în jurul economiei. Dacă nu faci ceva ca economia să producă astfel încât să ai de unde să... Că banii de acolo se fac. Statul nu produce nimic. Statul consumă, în regulă. Asta nu e un lucru rău. Să consume, trebuie să consume pe educație, pe ordine publică, pe educație, pe sănătate, pe ce vrei tu. Adică are pe ce-ți dea, pe organizarea orașului, pe trafic, pe o grămadă de lucruri. Dar producția în sine, banul în sine... Vine de la economia reală, da, adică vine de la capitolul investiții. Care și investițiile. Bă, dacă n-am auzit chestia asta de m-am săturat. Anul trecut și anul ăsta avem cele mai mari investiții. Foarte corect. L-am felicitat pe Rindeanu de 100.000 de euro și continui să-l felicit pentru că a avut cel mai agresiv program de investiții în infrastructură din ultimii 20 ceva de ani. Okay. Bravo lui! Și să continui așa, că avem nevoie. Față de Băse care zicea, domne, nu avem nevoie de autostrăzi. Păi da, dar investiția nu înseamnă numai investiția, înseamnă și niște lucruri care să producă în statul nu investește în asta. Și atenție, aici este o mare greșeală. Noi să nu ne așteptăm vreodată și ba din contră, ar trebui să luptăm împotriva unei idei ca statul să devină antreprenor. Statul nu devine. Nu, dar păi bun, și statul atunci ce trebuie să atragă. Mai întâi de toate, investiția în infrastructura de care noi ducem lipsă groaznică. Și atenție, prima pe care o vedem este cea auto. Da. Dar voi poate nu vă dați seama cum sunt cu căile ferate, că acolo dezastru e mai mare. Și ca să faci comerț, ca să poți să-ți scoți marfa privat fiind, pe
pe auto e al doilea cel mai scump. Cel mai scump e, e pe aviație. Pe avioane, după care pe mașini. După care îți convine mai mult să o scoți pe tren sau pe apă. Noi suntem varză la asta. Dar măcar bagă investiții. Și mai un lucru. Pe măsură ce statul investește și spune, bă, gata, uite, finanțez eu proiectul ăsta de autostradă. Bravo. Se dezvoltă industrii conexe. Și aia, ai să auzi foarte des termenul că se rostogolește pe orizontala economie. Asta înseamnă, de fapt. Sunt industrii conexe, da? Deci, ca să fac autostrăzi, am nevoie de betoane, am nevoie de bitum, am nevoie de asfalt, am nevoie de fier beton, am nevoie de... Da? Ca ăla să facă fier beton, de exemplu, are și el nevoie de oțel, am nevoie de siderurgie. Ca să se facă oțelul, am nevoie de muncitori ca să fie sănătoși. Avem clinici. Adică, practic, toată treaba asta se desfășoară orizontal. Adică, pe măsură ce investesc în infrastructură, de fapt, ca, la fel cum ai arunca o piatră în apă, se fac vălurele, vălurele, vălurele de-a lungul economiei. Superb. Problemă. Și aici, de-aia în ultimul an, chestia asta cu, domne, guvernul care a investit cel mai mult. Bravo! Problema este că importăm foarte mult. Pentru că noi nu am făcut nimic ca să stimulăm economia privată. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă, de exemplu, pentru că am acum investiții atât de multe pentru următorii 20 de ani în infrastructură, doamne, să stimulez, de exemplu, să stimulez industria materială, producției de materiale de construcție. Ciment, beton, fier beton, tot ce se folosește în construcție. Da? Sau avem nevoie de agricultură. Dom'le, la noi agricultura merge încă pe dacă Domnul ne dă. Bă, dacă Domnul ne-a dat un an ploios, avem un an agricol nemaipomenit. Stăm bine. Dacă nu... Dacă nu, ciuciu. Păi asta zic. Păi că aici dacă e problema. Nu, e problemă mare, dar aici asta e de 20, de 30 de ani e problema asta. Dacă exact. Nu, dar de ce? Pentru că nu investim, de exemplu. Noi dar noi am avut, înțeleg, uite, pe vremea lui Ceaușescu sisteme de irigații foarte bine puse la punct, care susțineau toată treaba. Și care au ruginit și, care au fost distruse de-a lungul timpului. Da? Dar chiar și acum, un exemplu foarte simplu. De ce îl tot... Ia să zic un cuvânt urât. Cu zil, că podcast. Aici e liber în online, nu, la orice nu pot putem să, zic, să înjurăm, nu pot să doar zic, că ne stricăm imaginea. Nu pot să zic muiesc. Nu e frumos cuvântul. Dar de cât timp și de ce îl muiesc tot timpul pe Ghinea de la USR? El a fost omul care a negociat PNRR-ul. Bă, cum să ai tu acces la 80 de miliarde de euro și tu să nu incluzi irigațiile? Bă, explică-mi și mie, Neaghinea. Uite, vino aici în locul lui Ionuț, stai pe canapea lângă el, explică-mi cum, când ți s-a zis foarte clar că e o nevoie absolută. Eu nu pot să înțeleg chestia. Deci, da, este dincolo de gândirea. Doar... Dar n-a dat nicio explicație vreodată ceva. Nu, nu știu, îți dau eu una public, foarte nu? simplă. Care? N-a avut consultanți pe subiectul, că omul a trăit din consultanță. Păi a bine, ajuns să fie consultant acum... în propriul lui partid, să ia bani de la... Deci, membru de partid, care ia bani de la partidul lui ca să facă consultanță la partid. Unde ai mai auzit asta? Bun, adică nu-ți trebuie consultant ca să... E un lucru elementar pentru agricultură. Încă o dată. Eu care nu mă pricep sau X sau Y, când stai așa un pic și zici, bă, ce ar mai trebui așa făcut? Lucruri basic. Unde ne-ar mai trebui? Ții minte știrea de acum câteva zile cu țăranii care își aruncau roșiile pe câmp? Da. Pentru că au zis, bă, decât să-mi dă ăla un leu pe roșii, mai bine le arunc pe câmp, le dau la porci. Dar de ce? Pentru că noi în toți ăștia 30 ceva de ani nu am statul creat o atmosferă, un avantaj pentru cei care investesc în colectare. La noi se produc foarte multe lucruri, dar se colectează foarte puțin. Noi avem materii prime foarte multe, dar nu avem prelucrări. Unul din motivele pentru care nu avem aceste prelucrări, mai ales în industria alimentară, este pentru că nu avem de unde colecta. Pentru că ăia care fac mult prea puțin,
ca să se apuce cineva să se ducă cu camionul să ia de la fiecare câte roșii vrea, da? Că tot timpul zicem, bă, dar supermarketurile firea, mama lor al reacu, că nu vor să promoveze produse românești. Păi mă, mâncava sufletul vostru. Dacă ești un supermarket, ai nevoie să ai o... să vină constant produsul. Eu nu pot să am azi roșii și mâine castraveți și da, poi mâine ardei. Eu trebuie să am tot timpul și roșii și castraveți și ardei. Că asta de-aia vine omul la supermarket. Că dacă vrei să ai numai ce este în sezon, te duci la piață. Dar în supermarket, ideea este de cantitate mare, constantă și de obicei și cu o uniformitate de calitate. Dar pentru asta nu poate să ducă supermarketul la fiecare țăran din Moldova și să colulare sau să ducă la fiecare țăran în Oltenia să ia pepenii. Normal. Ai nevoie de cineva intermediar care să facă chestia asta. De un centru de colectare, de un centru de sortare, de un centru de... Nu s-a făcut. Nu s-a făcut. Și atunci evident că țăranul zice, cine vine? Vine Samsarul. Samsarul zice, bă, cât îți dau un leu? Și zicem, da, domne, nu e în regulă că uite, îl ia cu un leu și îl vinde cu 9 lei în supermarket. Păi da, frate, dacă Samsarul, uite Samsarul lui eluia și se duce până 10 mâini cam ca să ajungă acolo, în loc să avem un centru de colectare exact, zonal. Să treacă printr-o mână, exact, atunci prețul ar fi cu totul altul. Corect. La jumate, dacă dar nu... Dar statul nu a făcut, nu s-a ocupat de acest lucru. Noi nu am susținut astfel de investiții. Nu le-am atras. Cum se atrag? Că nu se duce ministrul agriculturii să zică, alo, nenea făcător de roșii, ia vino frate încoace. Nu. El, de exemplu, spune, domne, pentru aia care acum vor investi, ofer niște reduceri de taxe și impozite. De exemplu, bă, pe terenul pe care îți fac, îți reduc taxa pe de teren. Exact. Sau îți reduc, dacă mă refer la asta locală. Cum a făcut Clujul? Că, iartă-mă, dar cred că am fost unul dintre cei mai mari înjurători de boc. Da, dar n-ai cum să nu zici. Bă, n-am cum să nu zic în momentul în care fratele ăla a știut foarte bine cum să-și atragă acolo industria electronică. Cum e? A făcut niște parcuri industriale. Cum a făcut parcuri industriale? Le-a dat niște facilități fiscale locale, că atâta putea, nu putea de la nivel central. Dar le-a dat suficient cât să vrea. Iohannis, bă, că tot îl bombăniți pe Iohannis. Că ce-a făcut, bă, Iohannis ăsta mult? Bă, când a fost primar, a făcut două parcuri industriale. Știu ce ziceți. Bă, da, două parcuri. Bă, știți ce șmechere sunt două parcuri industriale? Pentru o localitate ca Sibiu? Ce naiba? Asta înseamnă să atragi. Dar numai că noi avem nevoie să facem acest lucru în nivel central. Noi trebuie să înțelegem că dacă ai, din păcate, stricat această investiție, această agenție, era înainte la Ministerul Economiei, dar acum e agenție, care se ocupă de investiții, asta trebuie să facă acea agenție. Ea trebuie să descopere programe de atragere. Ea trebuie să se ducă la Bruxelles, cum se duc spaniolii, cum se duc italienii, cum se duc nemții. Bă, nemții negociază, mă, la Bruxelles, ca să înțelegeți. Nemții nu se duc numai să dea, ci ei și iau la fel ca noi. Dar ei știu să negocieze. Se duc la Bruxelles și spun, bă, prietene, eu am nevoie pe următorii 2 ani ca să-mi întăresc industria alimentară, și am nevoie să dau ajutoare de stat. Nu ajutoare de stat în sensul că le dau bani, ci în sensul că le dau facilități fiscale. Alea trebuie să fie aprobate de Bruxelles. Okay. Dar trebuie să-i arăți un plan, să zici, uite, îi dau aceste facilități, și vine... dar pe urmă, în următorii ani, voi avea mult mai mult venit de la ei. Venit de stat însemnând din impozite. Exact. Din TVA, din impozite pe muncă, din impozite pe... Da? Și voi avea toate astea și voi face un offset, adică în momentul acela voi fi competitiv. E adevărat că acum... practic creez o, dacă vreți, un fel de competiție neloială în Uniune. Dar o creez inițial ca pe urmă să fie mai competitivă. Cu cât sunt mai multe țări, cu cât sunt mai multe, tot ce înseamnă mai mult, înseamnă mai multă competiție. Mai multă competiție, preț mai mic. Preț mai mic, exact. Adică e o treabă în teorie și când tot o discutăm și pe la televizor și așa, par niște chestii simple și foarte ușor de implementat în momentul în care ești în niște funcții cheie ale statului și să presupune că ar trebui să știi să faci și să implementezi lucrurile astea. Dar aparent nu să... poate. Nils, înainte să încheiem, pentru că vreau un pic să mai știe lumea despre tine și alte lucruri așa decât ce vede la televizor, actorul preferat, mâncarea preferată, mașina preferată,
Locația de vacanță preferată, ia să te văd. Zi, Ionuțe, acum până începe Nils. Că după aia l-opresc greu. Vrei să-mi zici ceva? Nu. Hai că vrei să zici că vorbesc prea mult? Eu? Niciodată. Glumesc. De-abia scos două vorbe de la mine. Sportivul preferat. A? Hai să începem cu asta. Sportivul preferat. Sportivul preferat? Da. Sportivul preferat a fost Schumacher, săracul. Și al meu. Da. El a fost, după părerea mea, cel mai complet sportiv. Pe mintea mea. Bine, mai sunt în fotbalul american, dar pe aia nu-i mai menționez, că nu-i știe nici dracu pe aici. Locația de vacanță preferată. Locația de vacanță preferată. Sau, mă rog, unde te ieși iarna cel la, mai bine? Iarna la Vilar, în Elveția la schi, pe Ghețar. Vara, eu nu mă mor cu căldura și atunci nu prea sunt mare fan de vacanță de vară și n-am fost niciodată. Dar e locul în care mi-am promis odată și nu se va mai întâmpla, că mi-am dat seama că eu nu mai ies la pensie, dar dacă vreodată aș fi ajuns să mă pensionez de tot, da, să nu mai fac nimic, Bora Bora era locul unde voiam. Ce mai vrei? Actor. Actor. Bruce Willis. Suntem la aia, știi? Aia cu... Ce eram pe vremuri? Ionuțe, era ăla, cum se cheamă? Care, mă? De, scriei, cum, Doamne, ce lapsus am. Ionuțe, ajută-mă. Cum? Oracol. Oracol, așa, zici că suntem la oracolul din școală, bă, da. Actorul preferat, Bruce Willis. Sau, cum îl cheamă? Denzel. Nu. Uite, al meu e Denzel. No. Eddie Murphy. Cine? Bruce Willis. Cum îl cheamă, frate? A jucat în... În... Hai, lasă-l. Că... Aoleu, ce-mi scapă. A fost și aici, în România. Băieții, ești în zona greșită. E un actor care a jucat de la dramă până la comedie, până la Malkovich, frate. Malkovich. Gata. Da. Nu m-aș fi gândit. Așa. Ce ai mai avut? Ce am mai avut? Nu știu, ce mai e, mă, la oracol? Că mie îmi place să audă lumea despre invitați din astea. Culoarea asta e de gagici, mă, culoarea preferată. Culoarea preferată? Negru. Uite, na, că ți-a zis Ionuțe, culoarea preferată. Mașina. Ah, da, tipul mașina. De mașină. Am fost, tipul de mașină. Am fost toată viața, am fost BMW-ist. Da? Da. Mă, dar eu de când ești tu nu te-am văzut acum cu niciun. Acum nu mai sunt. Aia, nu mai prins. Am nu. Avut, eu aveam, a fost o perioadă de 20 ceva de ani, n-am avut decât BMW și am avut toate BMW-urile. Da? Și luam tot ce ieșea nou. Deci am avut, am fost printre puținii care am avut Z1 ăla cu, cu ușile care coborau. Intrau în... Stai că avem aici unul. În cadru. Am avut Z3M, un motor M, pe unul l-am făcut praf. Motorul sau mașina? Mașina. A fost pagubă totală și am crezut că nu mai apuc să iau altul, că erau numai câteva făcute și norocul meu a fost că... de unde l-am cumpărat, m-a sunat să-mi zică că o doamnă care făcea comandă, care făcuse comandă, a rămas gravidă și soțul i-a zis că nu mai are voie și dacă vrea să... Absolut îl iau. Primul, erai călare. Da, am fost primul, Z3M, Z3M, da. Toate le-am avut, toate 3, 5, că pe vremea nu era 41. 3, 5, 7, 7 cel puțin am avut L-ul. Tot 750L. Și cel mai tare, l-am făcut praf cu nevastă mea când, după ce venisem de la... Dar asta cu făcutul ce... praf și tu... Am avut, tu... Am avut și... Așa. Am avut, da. Am avut un 850 CSI. Îl știu, ăla cu escamă, cu farurile așa. Luat direct de pe circuitul de la Le Mans. Cu dunga de BMW, alb cu dunga de BMW, l-am făcut praf pe dealul negru. Veneam de la soacră, de la fugiri. Așa? Și la un moment încercat-o în curbă, la Dedulești. Nu, era în curbă acolo și era, pe dreapta era un camion. Sunt două benzi. Ai vrut să intri la mici cu jaca. Sunt două benzi, deci erau la oricare două benzi. Și în curbă era un semn cu atenție criblură. Doar că era un tir lângă mine și n-am văzut semnul. Și am intrat cu viteză pe hriblură și a luat o mașină.
Ne-am dus drept în parapet, nevastă mea, încă nu eram căsătoriți atunci. Da. Dar n-ați pățit nimic? N-am pățit nimic. A fost tot ok. Nu, mașina e puternică, adică e solidă. Dar ne-am oprit atâta să cădem în râpă și atunci pățeam. Bine, da. Mulțumesc tare mult, Nils, că ai acceptat invitația mea de astăzi. Ne vedem prin redacție și continuăm să ne... Da, până acum a fost drăguț, hai să mergem să și muncim puțin. A, microfonul spre noi, stai un pic, asta trei vorbe pe care le mai spunem. Hai să mergem să și muncim puțin. Asta voiam să zic, că ne vedem în redacție, să și muncim, că aici ne-a relaxat și asta pe cafele. Bine, mulțumesc încă o dată, vă salut, dragilor, ne vedem data viitoare, numai bine.